PNL Timiș a lansat o inițiativă susținută de Tineretul Național Liberal sub sloganul Susținem Cota Unică, spunem nu impozitului progresiv. Scopul acestui proiect este de a scoate în evidență avantajele sistemului de impozitare cu o cotă unică în comparație cu sistemul alternativ al impozitului progresiv. În prezent, sistemul fiscal din România prevede o cotă unică de 16% pe profit și 10% pe venituri salariale. Tineretul Național Liberal susține că impozitarea progresivă care crește în funcție de venituri, îi penalizează pe muncitori pe măsură ce veniturile lor cresc. Impozitele mai mari, corelate cu numărul de ore lucrate, duc la un câștig final mai mic, raportat la efortul depus. Prin această campanie, PNL Timiș dorește să transmită un mesaj clar pentru menținerea cotei unice în sistemul fiscal românesc. Avantajele acestui sistem reintroduse în 2005 de PNL au fost evidente în economie timp de aproape două decenii. Cota unică este considerată echitabilă pentru toți cetățenii, fără a-i penaliza pe cei care muncesc cinstit.